Iată, domnilor și domnilor, îl avem în direct pe domnul primar Gheorghe Suhaciu. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul primar, sunteți coordonatorul unor proiecte extraordinare într-un oraș cu o tradiție și cu o istorie deosebită. Ce impact va avea și are acum bugetul? Iată. Chiar pe 1 martie a fost aprobat să fie acesta un cadou pentru doamne și domnișoare? Da, în sfârșit a fost aprobat bugetul. Am avut un grup de consilieri care s-au împotrivit cu orice preț. Bineînțeles că ei au făcut acest lucru ca bugetul să fie respins din considerente politice, dar nu s-au gândit la consecințele neaprobării acestei buget. Este un an foarte greu, un an în care pe întreg mapamondul unul din patru cetățeni votează și probabil că și anumite probleme sunt mai acute, dar acum avem bugetul. Sunteți chiar înaintea Bucureștiului, aș spune eu, care încă nu are buget, dar ce proiecte aveți cu acest buget și mai ales proiecte culturale? Ar fi un fapt interesant de știut. O zonă atât de frumoasă și generoasă pentru spații culturale, ce proiecte v-ați propus? Da, Noi lucrând la modernizarea infrastructurii Municipului Făgăraș și nu numai, pentru că avem proiecte și în țara Făgărașului, vă aduc aminte că Făgărașul a fost construit împreună cu toate satele din jurul Făgărașului. Da. Făgărașul e un oraș să spun așa, mai mic, este municipiul, dar este un oraș mai mic, dar împreună cu toate satele din țara făgărașului formează o comunitate. Pot spune că o singură comunitate. Nici făgărașul nu poate rezista fără oamenii din țara făgărașului și nici oamenii din țara făgărașului, din satele din țara făgărașului, fără făgăraș, nu ar putea um, găsi soluții pentru a avea un trai decent. O da, familie a făgărașului a... foarte mare. Așa este. Noi am avut și avem proiecte cu finanțare externă din diferite surse de finanțare pe diferite programe. Pentru modernizarea infrastructurii vorbim de mobilitate, infrastructura și modernizarea obiectivelor turistice, infrastructura de sănătate, educație. Iar pe lângă aceste proiecte, pe lângă modernizarea și implementarea unor proiecte mari, noi asigurăm finanțarea pentru comunitatea de a avea o viață socială cât mai bună. Iar anul acesta noi vom avea evenimente pe tot parcursul anului în diferite locații din Făgăraș. Vorbim de piața mică din fața primăriei, vorbim de piața mare din fața cetății, între cadrele și cetate. Am creat o piață unde se vor desfășura diferite evenimente, filme, concerte. În Parcul Regina Maria am pregătit un proiect unde vom avea evenimente mai mari cu o scenă, cu diferiți artiști și diferite evenimente. Am renunțat la acel eveniment zilele Făgărașului unde pe stadion se strângeau într-adevăr 25.000-30.000 de oameni, dar pe parcursul a trei zile nu puteai pune la dispoziție uh, artiști și uh, în cadrul evenimentului situații unde uh, să mulțumești toată comunitatea. La cetate vom avea eveniment separat. Deci noi vom crea evenimente pentru toate categoriile sociale din uh, Municipiul Făgăraș și evenimente care să atragă turiști în Făgăraș, mai ales că avem uh, Cetatea Făgăraș, care este o bijuterie a țării, nu numai a țării Făgărașului și numai a Municipiului Făgăraș și pe care o oferiți cu generozitate tuturor vizitatorilor. Știu că există unii muzicieni care ar dori, de exemplu, să vină într-un turneu prin țara făgărașului la cetate. Care ar fi oportunitățile pentru care ați deschide porțile unor artiști mai tineri sau mai puțin tineri? Păi, prin crearea acestor evenimente, ei uh, au această posibilitate. Uh, avem o echipă care se ocupă de uh, organizarea acestor evenimente. Mai mult de atât, uh, ei pot veni să închirieze și să creeze evenimente. Uh, le punem spații la dispoziție în cetate sau în afara cetății, în jurul cetății și uh, ei. De exemplu, cum am avut anul trecut, seriile de film au venit, au instalat ecran, au instalat tot ceea ce a trebuit pentru a rula film pentru cetățeni. Mai mult de atât, am, avem o terasa litoral despre care s-a tot vorbit, unde în fiecare seară se pot rula filme în aer liber, cu vedere înspre cetate, chiar lângă lac. Adică am creat zone unde uh, oamenii pot avea un colțișor de socializare, unde cei care vor să creeze evenimente au posibilitatea asta și municipiul, prin calendarul evenimentelor, creează evenimente. Dar spuneți-mi un cinematograf, noi. că ați amintit -am de o gală de filme un cinematograf de care să ne mai bucurăm pentru că sigur televizoarele, toate gadgeturile sunt absolut minunate, dar suflul uh, unui cinematograf uh, cred că nu poate fi preluat de nimic. Așa este. Noi am avut uh, și avem în strategia de dezvoltare a Făgărașului pe diferiți piloni uh, ca toate uh, acești dar acești indicatori, să le spunem, să-i atingem. Dacă vorbim de cinematograf, am reușit ca fostul cinematograf Transilvania să-l preluăm, să perfectăm tot ceea ce înseamnă ca și acte din punct de vedere juridic, iar în momentul de față, prin Comandia Națională de Investiții, am promovat un proiect de modernizare a acelui cinematograf și suntem într-o fază destul de avansată. Toate aceste proiecte cu finanțare externă au nevoie de o maturitate, și au nevoie de timp pentru a intra și a implementa aceste proiecte. Pe, prin, prin Comarie Națională de Investiții avem câteva investiții pe care le derulăm în momentul de față, iar în timp ce ele avansează, vor intra și altele, și aici vorbim de acel cinematograf care va intra în modernizare în următoarea perioadă. Îndrăzesc să vă întreb un lucru. Aveți vreun vis pentru această comunitate să-l oferiți, să-l dăruiți, să-l realizați? Da, în sensul acesta, visul pe care îl am eu este ca în contextul unei reorganizări a României. Uh, reorganizări vorbim pe regiuni și microregiuni. Țara făgărașului să devină microregiunea din zona centru, și în sensul acesta am și inițiat acel uh, proiect pe mecanismul IT de a crea o microregiune și a aduce bani dedicați doar acestei microregiuni. Visul meu este ca în uh, România. Să ne putem gestiona resursele și să putem oferi comunității ceea ce își dorește comunitatea. Pentru că în România suntem comunități diferite și în țara făgărașului sunt comunități diferite. Dacă vă uitați la portul popular din satele din jurul făgărașului, veți vedea un port diferit în fiecare sat. Și atunci, conducătorii acestor Comunități trebuie să își adapteze uh, tot ceea ce înseamnă strategie și plan în funcție de dorința comunității și în funcție de tot ce înseamnă integrarea într-o strategie județeană națională a comunității europene. Dar noi trebuie să ținem cont foarte mult de ce își dorește comunitatea, pentru că nu poți să faci ceva uh, care este împotriva comunității. Cu toate că este, poate fi legal sau poate fi. Oportun din punct de vedere a unei strategii europene, dar toate schimbările astea, în bine, se fac în timp, se fac cu o gândire vis-a-vis -vis de ceea ce își dorește comunitatea. Iar visul meu este ca în țara făgărașului, în această microregiune, tot ceea ce facem, să facem pentru aceaste, aceste comunități și pentru această comunitate, iar noi să ne putem decide ceea ce trebuie să facem. Domnule Gheorghe Sugaciu, noi vă mulțumim că ne-ați fost alături și că ne-ați dezvăluit acest impresionant vis, acela al, de fapt, relevării identității pe microregiuni sau pe regiuni mai mari. Vă mulțumim și vă dorim mult succes într-o alegeri. 9 iunie este mâine. Da, mai sunt câteva zile, câteva zeci de zile și atunci fiecare politician va avea un examen, comunitatea va decide pentru fiecare și eu sper că ceea ce decide comunitatea să decidă în cunoștință de cauză și să decidă ca următorii conducători să fie cei care vin din comunitate și cei care gândesc împreună cu comunitatea. Noi vă mulțumim și fiți siguri că vă vom fi alături într-o realizare tuturor pașilor și a proiectelor TAC și cu siguranță sunteți oricând binevenit la Radio Classic FM. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm!